dragii mei, Austria este minunată. Austria îți oferă o multitudine de posibilități de vizitare și de recreere. Acum am să vă invit într-un loc, zic eu, perla acestei emisiuni, pentru că ceea ce veți vedea iese puțin din tiparul unei emisiuni de călătorie obișnuite. Vă invit la reședința regală a unei împărătese. Este vorba despre Schönbrunn, care este în spatele meu, și de împărăteasa Sisi a Austriei. Noastră cunoașteți legendele care au circulat în legătură cu casa regală a Austriei și așa mai departe. În schimb, nu cred că toată lumea a văzut interiorul acestui palat, dar astăzi, aici la Valea Verde, veți avea ocazia să intrați cu noi în intimitatea unei împărătese. Haideți după mine! Schönbrunn, iată povestea unui basm regal vienez. O lume întreagă este metamorfozată aici, pe care mâna omului a clădit-o într-o armonie absolută de o rară frumusețe. Splendoarea acestei construcții stă în cele peste 100 de camere, o construcție de excepție care, dincolo de vis, poate constitui o filă de poveste. Reședința celor mai importanți oameni din istoria Austriei și a Imperiului Austro-Ungar, Schönbrunnul este și astăzi o construcție demnă de orice competiție de gen. Imaginile de basm de la Schönbrunn încep încă de afară, unde grădinile par adevărate covoare persiene. Lacurile sunt oglinzi adânci ale adevăratei frumuseți din istoria unei dinastii catolice. În ceea ce privește legenda Schönbrunnului, ea este strâns legată de o mare coincidență. Palatul a fost construit primul, iar împrejurimile au avut un destin firesc după aceea, dând naștere unui cadru al metamorfozei care servește și astăzi atât programelor științifice, cât și progresului social prin bogăția și măreția naturii. La Schönbrunn, decorul, arhitectura, decorațiunile și istoria sunt într-o deplină armonie cu natura. Maria Tereza a locuit aici. A trăit în acest loc minunat, față de care a avut respect și admirație până la capătul vieții sale.
Parcul din incinta imperială este de fapt adevăratul simbol al puterii. Soțul Mariei Tereza, Franz Stefan, este de fapt adevăratul arhitect al acestui castel, alături de frăția secretă din care făcea parte. Aici și-a petrecut majoritatea timpului Maria Tereza. Oglinzile sunt un adevărat simbol al vanității. Ea însăși este un simbol de excepție. A avut 16 copii, 11 fete și 5 băieți. Să nu te măriți niciodată cu un bărbat pe care îl iubești, este sfatul dat de Maria Tereza, doamnei de companie. Interesantă și apocaliptică frază, deși nu-i vom înțelege niciodată rațiunea. Adevărata splendoare a acestui castel a fost atribuită de unul din reprezentanții monarhiei regale pe care astăzi o recunoaștem ca prima împărăteasă a inimilor, Sisi. Un chip frumos, un suflet blând și un om nefericit până în ultima clipă a vieții ei. Au iubit-o cu adevărat cei cu sânge albastru. Au iubit-o supuși ei pentru frumusețea și gingășia acesteia, pentru ceea ce a reprezentat și pentru ceea ce este ea în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Părinții ei au fost ducele Maximilian Iosef de Bavaria și Maria Ludovica de Bavaria, fiica regelui Maximilian I al Bavariei. Familia își avea reședința la palatul Posefhofen. Numele ei întreg este Prințesa Elisabeta Amalia Eugenia de Wittelsbach. Franz Iosif avea de ales între două partenere. De fapt, Helen, sora Elisabetei, o fată foarte rafinată, frumoasă și inteligentă, trebuia să ocupe postura de împărăteasă. Dar Franz a ales-o pe Sisi, care era o iubitoare a naturii, neconformându-se etichetei, toate acestea datorită educației din familie, care nu ocupa vreun post la curte, așa că erau liberi să-și ducă viața așa cum doreau. Sisi, ca și tatăl ei, iubea circul și călărea foarte bine și de asemenea era o bună poetă. Din punct de vedere al rangului, Sisi era nepotrivită pentru împărat, fapt pentru care curtea vieneză a judecat-o mult timp. Însă Sisi și cu Franz erau veri, așa că le-a trebuit dispensa papei care le-a fost acordată. La 24 aprilie 1854, seara la ora 7, s-au căsătorit la Viena. Trusoul miresei era insignifiant, nepotrivindu-se cu o familie cu buget mare. De aceea, cele mai valoroase piese au fost dăruite de chiar împăratul Austriei. Prințesa nu avea decât 16 ani. De când se mutase la Hofburg, ea se simțea foarte singură, mai ales că soacra sa profita de orice prilej pentru a o mustra. După cum reiese din jurnalul Sofiei, acestea nu erau decât un mod de educație, nici de cum de răzbunare. Deoarece avea o vârstă atât de fragedă, a fost nevoie ca, după căsătorie, să studieze și să învețe cu rigurozitate complicatele reguli de la palat. Elisabeta a devenit cu timpul o persoană foarte populară în Ungaria, deoarece a luptat pentru libertatea acestei țări. Înclinațiile ei către această țară proveneau de la profesorul ei de istorie de origine maghiară, care a jucat un rol foarte important în opiniile politice ale împărătesei. Sisi a născut primul copil, pe Sofia, la 5 mai 1855, la vârsta de doar 17 ani. Toți copiii au fost crescuți de bunica lor, deoarece aceasta considera că le poate da o educație mai bună. În 1889, viața împărătesei Sisi a fost guduită de moartea unicului ei fiu, prințul Rudolf, în vârstă de 31 de ani, care și-a împușcat tânăra amantă, baroana Mary Vetsera, după care s-a sinucis. Scandalul este cunoscut sub numele de drama de la Meierling, după numele cabanei lui Rudolf din Austria. La 10 septembrie 1898, la Geneva, Elveția, Elizabeth, în vârstă de 61 de ani, a fost înjunghiată. Asasinul ei, tânărul Luigi Lucchini, spera să ucide un prinț din casa de Orleans, și negăsindu-l, și-a îndreptat atenția spre Sisi, care se plimba pe malul lacului din Geneva și se pregătea să se urce într-o barcă cu aburi să se întoarcă la Montreux.
Cuțitul tânărului i-a străpuns inima. Ultimele cuvinte ale împărătesei au fost: ce mi se întâmplă? Împărăteasa a fost înmormântată în cavoul imperial din centrul Vienei, care vreme de secole a fost locul în care erau înmormântați împărații Austriei. Sisi sau împărăteasa Elizabeth este împărăteasa fără voie. A fost o femeie cu o viață chinuită, caracterizată de depresii. Se simțea sufocată în anturajul de la Viena, de unde a încercat să scape prin călărit, poezii și călătorii. A fost o femeie frumoasă, faima frumuseții ei ajungând până în Orient. Ambasadorul Persiei a refuzat să plece într-o vizită oficială până ce nu a văzut-o. Piesa ei de rezistență era părul foarte mare îngrijit de coafeza sa preferată, Fanny. Căsătoria ei s-a consumat de-abia în a treia noapte. Cu timpul, relațiile ei cu soțul s-au răcit, iar spre sfârșitul vieții, căutându-i o amantă soțului ei. Opera ei literară preferată a fost Visul unei nopți de vară, de Shakespeare. Ea, imaginându-se ca fiind Titania, regina zânelor, nesuportând numele de Sisi. Am părăsit Șobrunu. Impresia generală este extraordinară, dar oricum mai vorbim pe marginea acestui subiect când ajungem acasă și acum vom încerca marea cu degetul, adică vom merge frumos către caleașca din spatele meu să vedem dacă ne ajută să facem un tur de grădină. Pentru că, zic eu, ceea ce ați văzut înăuntru trebuie completat cu ceea ce veți vedea afară. În epoca barocă, natura este principala sursă de inspirație, iar Schönbrunnul este cel mai bine reprezentant din acest punct de vedere. Natură vie și construcție de piatră. În 1752, în virtutea acestui concept, s-a înființat și grădina zoologică, un paradis verde, plin de lumină, culoare și viață, care vine să sprijine conceptul de îmbinare a celor două lumi. Thank you.
Caleștile regale sunt păstrate la loc de mare cinste, tablourile portret, fiind parcă din cele mai vechi timpuri să ne asigure că aceste persoane încă locuiesc aici. Totul a rămas așa cum era, niciun obiect nu și-a schimbat destinația, căci ele trăiesc prin lumina celor care le-au creat. Iată așadar Schönbrunn, un palat, o legendă, o istorie între câțiva pereți minunați. Iată visul unei file de bază cu împărați și împărătese, cu grădinari harnici și cu multă, multă iubire.